În aceeași zi în care mama m-a certat zdravă că nu mă spăl pe dinți, buna mea prietenă Ayako m-a întrebat dacă nu vreau să facem roz de un prinț fermeco. Citise într-o carte veche cu copertele rupte și cu pete de cacao cu lapte cum putem găsi o asemenea făptură. Ayako nu e poreclă, e un nume. Așa cum pe mine mă strigă toată lumea Ilinka, ei îi spun Ayako, pentru că părinții săi sunt japonezi. S-ar putea ca pe limba lor a Iaco să însemne chiar Ilinca și de asta noi să ne înțelegem așa de bine. Și dacă prindem un prinț fermecos, ce facem cu el? Am întrebat-o eu. Nu știu. Îl punem într-o cutie și ne uităm. Dar cu ce-l hrănim? Păi, uh, dacă e mic, îi dăm lăptic, a zis ea. Și dacă e mare, îi dăm sarmale, am completat-o eu. ce aia sarmale? S-a mirat Ayako. Uf, chiar nu știi! Gogoloaile alea de orez cu carne tocată pe care ne obligă să le... Ha, da, 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 a sărit Aiaco. Știu, un fel de sushi românesc, de porc. După aceea ne-am cam certat. Eu aș fi vrut, dacă tot e fermecos, să-l punem la făcut temele pentru la școală. Iar Aiaco era de părere că mai bine să-l ținem în cutie până ne face mari și ne mărităm cu el. La o adică, zicea ea, putem prinde doi, câte unul pentru fiecare. Și dacă era o pereche, nici nu s-ar fi plictisit cât îi lăsam singuri. Se puteau juca de a samurai. Uitasem toată discuția asta, însă seară s-a întâmplat ceva ciudat. Mă băgasem sub pătură, stinsesem lumina și priveam luna și stelele fosforescente lipite pe tavanul camerei mele. Pe cele adevărate le pot zări pe fereastră, nopțile senine, căci locuiesc la etajul 8. Însă aseară era înnorat. Geamurile păreau date cu păcură. Deodată am auzit un ciocănit în fereastră. În primul moment am crezut că e o creangă purtată de vânt sau o vreun liliac rătăcit care tocmai se alesese cu un cucui, dar bătăile s-au repetat și inima a început să-mi țopăie în piept. Mi-am tras capul sub pătură cu speranța că nu mai aud nimic. O cam păgasem pe mânecă. Trebuie să recunoașteți că nu e nicio rușine să tremuri din pricina unui vizitator necunoscut în plină noapte la etajul 8. Puțin a lipsit să nu urlu către părinții care se aflau în camera alăturată cu ușa deschisă. Așa aș fi făcut, dacă curiozitatea nu m-ar fi împins să pândesc cu un ochi, numai cu unul, de supătură. În dreptul ferestrei, o pată de lumină aruncată de o lanternă scotea la iveală un chip de copil, cu o gură care spunea ceva, însă eu nu auzeam nimic. Privind mai atentă, mi-am dat seama că nu era altcineva decât Ayako. Sau, mă rog, cineva care semăna perfect cu ea. Mi-am făcut curaj și m-am apropiat, iar făptura îmi făcea semne disperate să deschid. Cu părul răvășit și ochii oblici, parcă pândind, putea să fie un demon malefic care luase înfățișarea prietenei mele. Totuși, după cum părea să-i turuie gura, părea să fie chiar ea. Nu-mi dădeam deloc seama dacă e cu adevărat ea sau nu. Cu inima cât un purice ținut flămând o săptămână, am întredeschis fereastra. Tu ești Ayako?" am șoptit eu. Că doar noi fim păratul Japoniei, dar dă drum odată că fac pipi pe mine!" Și dacă ești un spirit malefic?" Eh, dacă eram așa, te haleam de 15 ori până acum. Dacă-i mare, îi dăm sarmale. E bună parola?" I-am împrumutat pijamalele mele, căci suntem de aceeași statură, și a șters-o la toaletă, în caz că se întâlnea cu cineva de al casei să nu bată la ochi. Când s-a întors, m-am îmbrăcat, ne-am agățat împreună de balon și am pornit în căutarea Prințului Fermecos. Aiaco avea notat totul pe o hârtie. Într-o pădure numai de ea știută, trebuia să prindem un broscoi urât și să-i dăm un pupic. Între 12 și 12 jumate noaptea, el urma să se transforme pe loc într-un prinț frumos. Așa spunea cartea și nu aveam niciun motiv să punem la îndoială învățăturile ei. Cu cât broscoiul era mai urât, cu atât era mai bine. În pădure, a trebuit să strâng bine din dinți ca să nu clănțenesc. Era beznă și crencile trosneau înfiorător. O pasăre și-a deschis aripile chiar în lanterna noastră, aruncând-o la vreun metru. Noroc că nu s-a stins. La un moment dat, am găsit un broscoi holbat și cu gura cât o felie de pepene. Dar lui Ia Iaco nu i s-a părut destul de urât. Cu ajutorul unui băț, l-a întors cu burta în sus și mi-a șoptit. Nu vezi că nu-i nici măcar râios. Așa că am căutat mai departe. În fine, până la urmă, a găsit unul convenabil, destul de slut. Amândouă am sărit în sus de bucurie. Era mare și lăbărțat, cam ca o pară zemoasă strivită de camion. Era chior, cu pielea rece, bălos și bomboana de pe tort, pe burtă era plin de punctișoare portocalii ca niște bobițe grețoase de icre. Avea o râie pe cinste. Era 12 și 25. Prima care l-a pupat, plină de emoție, a fost Ayako. Cum nu dădea semne vizibile de transformare, mi l-a întins și mie. L-am privit în unicul său ochi și, fără să stau pe gânduri, i-am depus un pupic pe creier. Au răcăit răgușit și somnoros. Amândouă stăteam încordate, cu ochii pe el, Clipele treceau greu, iar prințul nostru se lăsa așteptat. După vreo oră, ne-am lăsat pe gubașe și am pornit spre casă. Cât am mers pe deasupra orașului, ne-am tot certat. Ayako spunea că probabil ceasul ei era înainte și astfel n-am respectat ora, iar eu că eram convinsă că pupasem o broască ordinară și scârboasă și nu un broscoi înlănțuit de farmece până dimineața n-am făcut decât să visez pocitania și să mă șterg pe la gură cu mâneca pijamalei. Când m-am trezit, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă spăl pe dinți. Un sfert de oră cu un sfert din tubul de pastă de dinți. Ei, bravo! așa îmi place!" mi-a strigat mama. Vezi că e bună o ceartă zdravănă din când în când?" i-a spus apoi tatei.